Salut, eu sunt Bogdan, sunt aici cu Sergiu, iar astăzi vom face un challenge super șmecher, se numește cald versus rece. Mâncare, de fapt, mâncare înghețată versus mâncare normală. Am băgat ieri la congelator și fructe și ceva dulce, avem mai multe. O farfurie vom avea lucruri calde și într-una lucruri reci. Va trebui, bine, nu poți să o mănânci toată, dar va trebui să guși neapărat, asta este regula. Da, să mănânci pe aia rece și bine, treci pe aia bună dacă vrei. Dacă mănânci pe aia înghețată, dacă e. Îți băgate în congelator de 24 de ore, stun, avem aici două bilețele, după cum puteți vedea, avem 1, 2 și extragem tu odată, eu odată, știi? Mm-hmm. Adică nu contează dacă știi că aici o ai pe aia rece sau eu am pasta bună. Oricum extragi de aici și poți să dai numărul 1 și o iei pasta, știi? Corect. Nu uitați și de canalul lui Sergiu. Îl găsiți în descriere, vă duceți pe la el, îi dați un like, un subscribe. Așa că mă duc să aduc ce am de la congelator, că încă sunt acolo și dăm drumul la treabă, bine? Apăsați butonul de like în forță să facem 50.000 de like-uri la clipul ăsta. Puneți clipul pe Instagram și dați-mi tag să văd și eu. Și hai să-i dăm forță la challenge. Bun, am făcut un mic update, nu mai avea nicio logică, unde eu? Să acoperim astea, da, pentru normal. Că oricum o să știi, adică chiar dacă aici pun ceva înghețat și aici ceva normal, oricum extragi de aici și important e să știi care farfuria 1 și 2. Da, asta da, era da. Ideea, așa că renunțăm asta, să acoperim pentru că n-are nicio logică. Și în caz de vedeți masa asta murdară undeva pe aici, e din clipul în care am făcut eu, am colorat Adidas. Da. S-a făcut de spray și asta este, nu se mai ia. 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Te-a tăiat? Ai câștigat. Da. 1, 2, 3 și... 1, 1. 1, 2, 3 și... 2. La bătaie, deci... Tu extragi. Eu extrag. Hai să vedem. Nu se vede absolut nimic. N-am scris cu markerul, am scris cu... Da. Hai să vedem. Sper să mănânc cornul ăsta care nu este înghețat. Ăsta, credeți-mă, e bombă. Așa. Ia ce vrei de acolo. Hai să vedem ce a luat. Trebuie să gustăm neapărat. Arăt, dar nu cred că se vede că n-am scris cu markerul ca să nu se vadă, știi? Am scris cu pixul, ia. 1. Mamă, ăsta bun e a tău. Deci e bine. Stai să dau biletele aici. Deci ăsta a înghețat al meu. Ăla e ok, frate, e ca lume. Ia. Cum e, frate? Nu știu, n-are gust, zice rece. Ok, pui la asta la congelator. Uite de un sarul cu bucată și... De fapt, nu cred că trebuie să vă mai explic eu care e înghețată. Ia, ești pregătit? Țineți voi scorul să vedem care câștigă. Care le numerește pe alea bune câștigă. Hai, normal, fac, da? Fac așa, ca. Da, și las aici și au eu, sau nu, cum vrei. 2. Asta înghețat. Asta înghețat, iar. Băi, dar nu cred. Ia, dacă până o să mănânc eu pe aia, mă la tine. Mai, ia să văd eu cum mănânci pe aia. Stai, mă, că farfuria. No. Da, nicio șansă. Nu, trebuie să cobam să-mi pun dantura. Ce da, ești nebun? Ce ești nebun la gheață? Tu vezi, nu? Până atunci să mă răspăț. Să mă înfrupt în această bănânuță. Bagă mai tare, mai tare, mai tare. Așa doi de ceas și o sar, acolo rămâne. Nu mai mă las-o, gata, trecem la următorul. Deci avem două gogoși, asta este cea normală, proaspătă. Și asta e aia, bombă. Unde? Aici, stați. Mamă, mi-a spart dinții banana aia, dar sper să ne mereși și tu una. Dacă ai luat doiul? Nu, unul e acolo. Doi. Doi. Bă, dar cum unde ai acolo ei tu numai pe la buriu, să mor eu. Bă, nici o Caterin. Bă, las-o. Fai, nu, iau-o pa. Mamă, și ca lumea aia cu caramelul ăsta îmi plac, da? Dintele? Ha? Da, a sărit din el. A sărit cum s-a auzit, mă? Poate s-a auzit pe cameră, ia. Stai cu minte, mă. Stai, bă. E rămâne dantura în gugoașă, băieți? Ia. Ai gheață în gură, este? Poate așa, știi? Da. În spate cu această gogoașă cu caramel. Da, cum le numerești și fraierul numai pe ăștia bune? O să zic lumea că am făcut manevră. Am pus mâna la ochi, ești nebun la cap. Și aici, da, bineînțeles, avem... Stai așa să iau aici. Ce
Deci tu ai 2 și eu am 1. Nu cred. 1. În sfârșit, în sfârșit, mănâncă și fratele vostru ceva. Dinții mei, bă. Ia, șef. Ia. Da, îmi închipui. Ia. Ce să mai... Mă duc să-mi fac programa la ortodont. Băi, și unii să zic. Ia. Dacă am dat pe asta în geamă, dacă deschide geamă, dacă treci unul pe stradă și am tras o căpșură din asta în ochi. Bă, tu auzi ce-l faci, nu? Ia. Ia. Nu o există așa că... Trebuie să muși puțin, mă, să guși puțin așa, să o crânță. Păi da, am... Ia un colț, ceva, încep, ia. Bă, n-am pus un mic. Ia o pastă, la. Ce gustos. Bă, dar ce bun e să stai. Hai că mi-am ghețat degetele, fii atent. A, dar nu pe ce mă pleacă, nu știi stai, nu. Doamne, nu vin înapoi. Bă, nu pe aparat, de tare, ești prost? Pepene galben. Și ăsta e abia tăiat acum, delicios. Am adus și un cuțit în caz de cineva ne merește pe ăsta. Bun, să-și facă așa frumos o filie. Deci ăsta, uitați-vă. N-ai nicio șansă. Și eu ce fel sună asta? Care e ok. Da? Acu' era rândul. Da. Ai tras? Eu am tras. Tu ai tras eu. Da, și ai numit una. Tu trebuie să tragi. Stai așa. Dă-l cu bag direct, acu' unul. A. Pe față. Ia să vedem. 2. 2. Înghețat-o. Mamă. Să mănânce și frate, bă, ăsta chiar vrea poftă de asta. Bă, dar de ce așa, mă, frate? Mănânci așa cu poftă, la așa, pe-n gură, nu mai pot. Hai că mă bag și eu. Ai și tu acolo. Ia. Bă. Bă, dar fără catering. Bă, și bureza? Da. Încă frățiorul. Mănânc și eu frumos acum, ia fită. Ce, mă? Arată la cameră, mă, e gheață. Zici că dai în gheață, afară. Nu știu că rămâne din asta. Mamă, dar ce mă dor dinți fără ciocate. Dar te pus tu la masă ca omul, pa, ești tu o mușcătură din această feliuță de pepenaș? Dar ce vrea să aude? Cred că se aude pe cameră. Nu iau pe asta. Pare mai calm, e. Mă dor din stila recimă. Am nimerit eu două nașpa, cred că la rând și tu două sau trei eu. Tu trei și eu. Eu trei nașpa și tu două, oricum văd pe filmare și ține și voi scorul acolo. Lăsați în comentarii. Fă și tu astea aici până aduci bucătarul altceva mai bun. Da, mă, spătar și eu. Deci avem așa, un Big Mac abia luat acum. Da. Ce bine vreau și ăsta. Care... Vai, mă! Bă, să mă vrească, frate, poți să mănânci și el ceva, chiar n-am mâncat azi. Gata, bă? Da. Asta. 2-1. Deci eu am 1, deci trebuie să fie 1 ca să fie. 2. 2 înghețat. Vai, loc, m-am nimerit fix pe ăsta. Să stau în mașul ăla clamat. Meritai și tu, mă, rup. Da, ce să mai bate efortul și... Ia. Poftiți la masă? Bă, ești prost? Îți aduc... Fii atent. Stai, bă, cu minte, bă. Aaa, nu, se dă în spectacol și rămâne fără dinți. Bă, nebună, nu vezi că are gheață pe el, uite-o leacă, uite aici, fără catering, uite-o. Înghețat, s-a lipit tot de la gheață. Da, ca lumea, uite. Deci fără sclipește ca zăpada afară. Ce am și o să vede, e bombă. Un nou Kinder normal și ăsta e la înghețatul. Deci înghețatul că m-a... L-a luat din prima forță, să vedem ce a luat. Să mănânc și eu ceva dulce bun ar fi. Acum merge forță ceva. Deci eu am 2, tu ai 1.
2. Mă, te-am tot pe ăla înghețat, l-am luat. Ăsta era înghețatul. Nu vezi ce reci? Păi ăsta e înghețatul. Păi eu da. Am luat. Tu l-ai luat pe la bun. Da, l-am luat pe la bun. E 2 aici. Doamne, ce bine. Trebuie să le iau pe ăsta. Ia. Stai așa. Rămâne fără dinții, Iurea. Înghețatul și ăsta, uite. Este un cer. Este un cer, ești nebun. Nu, 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 nu vreau să vă mint, adică nu e mare șmecherie. Ca asta am avut-o de-aseară la congelator, e spumă, auzi, frișcă. Da, dar se vede. Și o punem așa, se vede că e oricum nu am nicio șansă. Da, pun aici. Da, pun aici. Deci 2, 1. 1. Băi, nu cred așa ceva. Doamne, ce-am scăpat. Dă-mă, frate, să dau și eu. Dacă nu te supăra, cum mănânc eu asta, acum este întrebarea mea. Bă, cum mănânc asta? Dulce după dulce, frate, asta. Ia. Fă-i liniște puțin. Ți-a înghețat gura, este? Spar gura, dar deja acum mâine nu am din ăsta în gât, cum îi zice, amigdalele, așa le am. Asta cred că e ultima rundă și avem așa. Avocado sparge gura în tine și dă un normal. Și avocado normal. Unul e ăla înghețat. Unul e ăla înghețat și doi e ăla bun. Doamne, aș să fie cu ăla. Unu înghețatul. Așa mă, tată, și m-am luat și eu două normal. Fale. Nu prea omoră cu ăsta, dar mă rog. Adică să-l nimerez pe ăla. Na. Mușcă așa din el. Atât s-a avut un băieț, adică nimic. E ca lumea? Dacă îți vii ca lumea, că ești bună. Ideea în felul următor. Sper că v-a plăcut ideea noastră. Apăsați butonul de like acolo în forță să facem 50.000 de like-uri și facem și partea a doua. Înghețăm alte legume, fructe sau ce spuneți voi. Puteți să scrieți în comentarii. Nu uitați că aveți canalul lui Sergiu în descriere acolo. Bun, puneți clipul la story și dați-mi tag. Voi astăzi a fost Bogdan și Sergiu. Iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul video. Pa!